Înțelegem că ar putea veni și un al treilea candidat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Știți ceva de acest lucru? Se discută în Partidul Național Liberal acest lucru? Sigur, Partidul Național Liberal are un seamă de personalități care ar putea să candideze la președinția Partidului Național Liberal și cu cât competiția este mai largă, cu atât este mai binevenită. Și acum 4 ani au fost inițial 3 candidați, dar pentru a ajunge în final în Congres a fost nevoie de susținerea cel puțin 10 filiale, cel puțin 10 organizații județene sau de sector. Evident că până când nu trec conferințele județene și până când nu trece termenul limită de depunere a moțiunilor cu candidatura la funcția de președinte, cu echipele care stau în spatele acestor candidați, nu putem să spunem că doar cele 2 candidaturi sunt definitive. Sunt însă 2 candidaturi puternice. Ludovic Orban a fost în acești ani un lider al Partidului Național Liberal care a fost extrem de implicat, care a ținut foarte aproape de organizație, a dus guvernul României într-o perioadă dificilă, într-o perioadă în care a izbucnit pandemia, când nu era nimeni sigur în nicio țară a lumii cum ar trebui gestionată această problemă. Un guvern minoritar la acel moment, care nu avea întotdeauna sprijinul parlamentar consistent pentru anumite măsuri și trebuie să-i fie recunoscute anumite merite. Dar, așa cum vă spuneam, cred că întotdeauna trebuie să facă o predare a ștafetei către viitor, către o nouă generație, către poate o nouă paradigmă și de asta eu și o bună parte dintre cei, chiar dintre cei care au fost alături de mine acum 4 ani sau dintre cei care văd lucrurile în aceeași direcție, au fost duminică și vor fi în preajma și alături de premierul și candidatul Florin Câțu. Dumneavoastră veți candida pentru vreo funcție la Congres? Voi candida pentru o funcție în biroul politic al Partidului Național Liberal. Este prematur deocamdată să vedem care va fi acea funcție și cum vom construi echipa. Și aici ține puțin și de o strategie inclusiv a liderului de echipă, a președintelui, pentru că știți că o parte dintre funcții se candidează mai mulți candidați pe aceeași funcție sau 2 candidați pe aceeași funcție, unul contra altuia sau nu e o listă care să vină automat cu alegerea președintelui. Există o zonă a biroului politic care se alege fără a avea o responsabilitate anume regională sau pe un domeniu de activitate, de politică publică și acolo din 30 de candidați, primii 15 ca număr de voturi intră în biroul politic. Deci sunt mai multe discuții de făcut și cu siguranță și eu și alți colegi ne vom manifesta intenția pentru a candida pentru o funcție în biroul politic al partidului.